Una din categoriile cele mai defavorizate, bătrânii s-a bucurat azi de aprecierea de care ar trebui să beneficieze, în fapt, în fiecare zi a anului. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată și anul acesta la Buzău. Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice a organizat o serie de manifestări dedicate seniorilor buzoieni. De ceva buni, încă din 91, s-a instituit această zi internațională a persoanelor vârstnice. Ea se serbează întotdeauna la 1 octombrie. Coincidența este că mai avem și o sărbătoare religioasă în ziua de astăzi, acoperământul Maicii Domnului, și asta ne bucură. De altfel și ziua muzicii, care la fel ne bucură. În primul rând, considerăm că așa cum alte sărbători a fost nevoie să se instituie, și ziua vârstnicilor cu atât mai mult. Din păcate, reprezentanții seniorilor buzoieni se plâng că sunt marginalizați de societate. Ca primă măsură, Consiliul Județean al Vârstnicilor Buzoieni va încerca să organizeze întâlniri tot mai dese cu generațiile tinere. Ne bucurăm să avem alături de noi toate generațiile. Noi iubim, la fel că sunt nepoți și copiii noștri. Am vrea să ne apropiem și mai mult, pentru că brând nebrând s-a creat un fel de discrepanță, un fel de distanțare între generații. Și ne îngrijorează lucrul ăsta. Sperăm ca, în măsura în care putem, noi care încă mai trăim, să reușim să ne mai apropiem. În cadrul aceleiași întâlniri, polițiști și buzoieni au profitat de ocazie pentru a-i sfătui încă o dată pe vârstnici cum să se ferească de răufăcători. O activitate deosebit de interesantă, în care noi, polițiștii buzoieni, am invitat la sediul Centrului de Prevenire a Criminalității pensionarii, acest grup țintă, care noi polițiștii desfășurăm multe activități pentru a-i proteja în societate. Vreau să vă spun că am legat această activitate de prevenire a infracțiunilor cu violență cu Ziua Internațională a Pensionarilor, a Persoanelor Vârstnice, motiv pentru care pot să spun cu mândrie că le-am asigurat locația noastră, Centrul de Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, unde dânsii pot să-și desfășoare astăzi toate activitățile propuse. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice se sărbătorește anual pe 1 octombrie, începând cu anul 1991.